Procedurile, cam astea sunt. V-am spus că suferim la poze, dar asta știți probabil și dumneavoastră. Vă spuneam că alegem, tot timpul alegem, nu doar eu alegem. Avem un monitor așa de mare în redacție, că am început chestia asta, iar fotoreporterii își pun pozele acolo. Poze care defilează în continuu. Reporterii le văd și zic, asta e cea mai potrivită. Fiecare își dă cu părere. Deci nu mai... A trecut vremea când fotograful făcea poze, reporterul scria și redactorul șef mima munca și îi punea pe aia să facă treaba. Acum avem o viziune așa holistică. Fotograful propune interviuri, reporterul zice de poze, eu spun de corpul de literă, toată lumea se pricepe la ceva. Altfel nu iese nimic, nu avem cum. Deci pozele astea care sunt extraordinare, pe noi nu ne ajută cu nimic. Nu mă atrage să citesc ziarul pentru că nu are legătură sau legătura e mult prea subțire între această fotografie și text, care, să zicem, eu știu despre furtună. Și atunci eu ce fac? Scriu, când scriu despre acea furtună, arăt acoperișul spitalului județean care a zburat la furtună. Completez acel text cu fotografie. Asta este avantajul meu. Fotografia are tot timpul o legendă care explică. Acea legendă poate să transmită informații care sunt non-vizuale. Poate să transmită temperatura, cum e afară, cum mirosea, dacă era frumos, dacă era urât, cum erau oamenii, o grămadă de chestii. Pentru care acel fotoreporter nu are nevoie de, eu știu, simțul artistic pe care îl aveți dumneavoastră când faceți aceste fotografii. Lui nu-i trebuie așa ceva. Lui trebuie să se miște extinde rapid și să lucreze tot timpul sub presiunea unui deadline. Tot timpul asta face. Hey.